I will drive all night. 9 și 8 minute. Bună dimineața, prieteni! Vă salutăm din nou din studioul Deșteptarea cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Și când spunem azi, spunem și Ștefan Bănică. Bună dimineața, Ștefan! Bună! Neața tuturor! Salut! Salut. Neața! Hai că ne auzim cu un mic delay, dar ne auzim, ne puteți auzi, ne puteți asculta la radio pe toate frecvențele Europa FM. Ne puteți vedea și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ștefan e acasă tocmai ca să păstrăm distanțarea socială și să fim bine. Ce faci? Ai ieșit din casă în perioada asta? Am stat în casă la greu perioada asta și cred că sunteți sătui de genul ăsta de discuție, în sensul că există părți bune și părți mai puțin bune. Încerc să le iau pe alea bune. De pildă la mine, am stat 2 luni lângă ăsta mic al meu, lângă Alexandru. Niciunul din copiii mei n-a beneficiat de atâta timp petrecut împreună și asta mă bucură extrem de tare. Ăsta e un lucru nemaipomenit. Cred că l-am auzit ceva mai devreme când făceam probele de sunet, cred că era pe acolo. Acum se aud în schimb niște vrăbiuțe. Nu era. Aici sunt pe terasă, da, sau de vrăbiuțe, mai cade un vecin, își mai rupe. Da, e frumos. Am zis să beau cafea cu voi de dimineață și să văd ce se mai întâmplă. Hai că mai am un pic și putem ieși. Deschide capota la mașină, o trântește, e mișto. Ori mașină? O mașină mai lucrează. Uite, ca să vezi, nu toată lumea stă acasă, se mai lucrează, se mai stropește. Deși e la mine liniștită. Dar oamenii, fiecare încearcă, nu știu, fiecare încearcă să se exprime într-un fel, pentru că altfel există și partea mai puțin bună în care încep să o iei razna. Cred că și voi într-un fel, uite, mergeți la muncă, faceți treaba asta și asta e extraordinar, dar în perioada asta, eu, de pildă, am avut perioade mai bune, perioade mai puțin bune, perioade mai energice, perioade mai puțin energice, în care busola nu mai știa unde se îndreaptă, încotro se îndreaptă. Și de-aia spun că e cu bune și rele. Important pentru mine este să trag o concluzie vis-a-vis de mine însumi, vis-a-vis de ce vreau să fac, de cum văd lucrurile de acum încolo. Asta e tot. Ștefan, trebuia să scoți și tu, dacă ei au scos mașina, să scoți și tu pianul afară. Bă, nu mai spune de două ori. Nu e greu, scoți la tine în curte, acolo nu e o problemă. Înțeleg că pe piesa asta nouă ești, apare în înregistrare și ca pianist. Da, mă, de data asta n-am mai făcut lucrul ăsta de mult, cred că de la primele mele albume. Și bine am făcut că am lăsat pații care știu să cânte. Dar e o piesă, e o piesă rock and roll 100% și are un anumit balans unde mă simt în largul meu. Și atunci, printre mulți instrumentiști de calibru, cu ajutorul lor, am cântat și eu ca instrumentist pe piesa asta. Îmi place că te-ai întors la rock and roll, la stilul tău preferat. Zi-mi cine a fost sursa de inspirație pentru Coana Mare. Să zic că nu o cunoști, dar există. Ziu așa pentru cei care o cunosc și se pot prinde despre ce e vorba. Da, mă, pentru cei care o cunosc, e un cerc foarte restrâns. Mă rog, e cineva pe care îl cunosc de foarte, o cunosc de foarte, foarte mulți ani, de zeci de ani, de când eram copil, practic, și care e un om. Un om ce dovedește că vârsta pentru ea e doar un număr, atâta timp cât știi să te bucuri de viață, știi? Și să fii mai tânăr decât sunt alții la o vârstă mult mai fragedă. E mișto, personajul e super mișto. Chiar mă întrebam cine nu și-ar dori să aibă o bunică sau o mătușe cum e Coana Mare, iar în perioada asta de pandemie mă gândeam ce guvern ar ține o pasta în casă. E cam greu. Înțelegi? Apare și în videoclip, înțeleg că o să lansați și un videoclip. Bă, nu, o să vedeți. Textul e mișto, e haios, dar e ancorat, dacă vrei, în realitatea de azi. Doi la mână e o piesă cu o energie bună. O energie bună, îți dă o energie bună și te face să dansezi. Verificarea la noi a fost, într-adevăr, am cântat-o la sfârșitul
anului în concerte, fără să o înregistrăm. Înregistrarea datează înainte de pandemie. Atunci am avut noroc. Și e un pic verificată, pentru că sunt, voi știți foarte bine, sunt piese pe care publicul le aude, sunt difuzate, le îndrăgește și atunci știu la ce să se aștepte, dar sunt piese pe care publicul nu le auzi niciodată și când publicul reacționează de la primele acorduri, înseamnă că e un gen de piesă care transmite ceva și asta s-a întâmplat și cu Coana Mare. Să știi că atunci când mi-au trimis colegii piesa, aveam senzația că știu de undeva, am ascultat-o într-un singur concert unde ne-am întâlnit la Iași acum câteva luni. Ai cântat-o acolo, dar senzația e că știu de foarte multă vreme. Asta spune că s-ar putea să prindă mai repede decât alte piese, dar dacă tot am amintit de scenă, când crezi că te întorci la scenă, Ștefan? O, Doamne, e greu, e greu de spus. Vă dați seama că am citit niște lucruri, țin legătura cu colegii mei de teatru, cu colegii mei de trupă. Unii dintre ei sunt un pic în partea ailaltă, așa cum îți spuneam, adică se pierde un pic echilibru. Domnule, trebuie să facem, domnule, trebuie să... Pe de altă parte, trebuie să respectăm niște reguli. Cu toții, actoria, cântatul devine o meserie ca oricare alta în acest context. Chiar dacă noi suntem subiectivi și spunem că e necesar. E necesar pentru noi, în primul rând, și pentru oameni. Pentru că le putem transmite și altceva decât starea asta de inconfort pe care o avem de câteva luni. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu cei care spun, dar ce, domnule, ta, muzica ta, teatru, atâta, putem trăi și fără chestia asta. Cei care pot trăi fără chestia asta, le urez succes. Eu unul nu pot trăi fără chestia asta și probabil ca mine mai sunt destui. Și așa că așteptăm prima ocazie, nu știu cum va fi, nu știu ce va fi, nu-mi închipui o sală în care oamenii stau distanțați la 2 metri sau 3 metri, mai ales într-o sală de teatru. Majoritatea sălilor de teatru sunt de 300 de locuri, adică nici teatru la online nu cred că e soluția. Teatru este viu, teatru se întâmplă în fața ta și concertele la fel. Avem o situație de moment, asta e și lumea încearcă online să joace, să cânte, să nu știu ce. Apropo, inclusiv acest clip este, s-a nimerit, așa este, dacă vrei, inspirat din realitatea pe care o trăim, pentru că e un videoclip haios cu o grafică care reprezintă un telefon mobil, pentru că ceea ce se întâmplă cu noi online și telefonul mobil ne sunt aproape de aceste două luni și ceva în care stăm acasă. Da. Așa este. Eu sper să se rezolve toate problemele astea până la spectacolele tale de Crăciun. Apropo de asta, ultimul show pe care l-am văzut cu tine a fost la Sala Palatului în primul spectacol de anul trecut, acolo unde l-am văzut și pe fiul tău cel mare, pe Ștefan, cum îi spui tu, Radu, cum îi spunem. Radu Ștefan. A fost un moment absolut senzațional, o surpriză, n-am știut de momentul ăla și ne-a plăcut tuturor. Să spunem că în seara asta, noi o să ascultăm ce s-a imediat, în seara asta vii în clubul de seară cu toate de pom și l-aduci și pe Ștefan. Mă, l-aduc, el nu poate să facă decât doi pași să vină până la mine, dar omul învață, acum învață pentru bacalaureat, se pregătește pentru examenul la facultate, de la teatru, na, ce să faci, microb de familie, da, de la teatru și apropo de concertul de Crăciun de anul trecut, unde pentru mine, ca spectator, nu vorbesc subiectiv, s-a descurcat extraordinar. A fost un context. General, eu nu prea fac legăturile astea de familie, decât dacă avem legătură în familie cu profesia sau cu ce se întâmplă pe scenă. Dar fiind un concert care a aniversat 18 ani, el împlinind 18 ani și fiind de vârsta concertului de Crăciun, practic au plecat amândoi, au crescut împreună, a fost acest moment care, într-adevăr, a fost un moment total special pentru noi ca familie și cred că și pentru lume. După reacții, cred că și pentru lume. E beton fiul tău, e beton și Coana Mare. Ștefan, îți mulțumim tare mult. Te așteptăm în seara asta după 19 în clubul de seară cu fiul tău. Multă baftă cu piesa și sper să ne vedem curând.
Da, puteți să găsiți videoclipul care se lansează chiar azi pe, pe YouTube, pe Spotify, pe toate platformele îl puteți asculta această piesă, E Beton cu Ana Mare, care mi-aș dori tare mult, sper să vă placă și să vă facă să dansați, să vă simțiți bine. Păi fii atent cum dăm play la ea și piesa se aude în premieră la Europa FM. Te pupăm, Ștefan, numai bine! Toate bune! Ceau, ceau!